ferească. Hoi la, hoi la, hoi la, la 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 la. Hoi la, hoi la, hoi la, la 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 la. Dă-ne drumul, gazdă-ntindă, dă-ne drumul, gazdă-ntindă. S-au zarbă de colindă, s-au zarbă de colindă. Hoi la, hoi la, hoi la, la 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 la. Hoi la, hoi la, hoi la, la 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 la. O Sabinuță mică, e elevă și a venit însoțită de colegii ei să ne colinde. Spune-mi, Sabina, în ce clasă ești tu, elevă? Eu sunt elevă în clasa a treia D. În clasa a treia D, la școala? La școala gimnazială, eu în Creangă. Un colind foarte frumos ne-ați pregătit, nu l-am mai auzit până acum. Spune-mi, cine v-a învățat colindul acesta? Pe noi ne-a învățat colindul acesta doamna învățătoare. Cum o cheamă pe doamna învățătoare? Pe doamna învățătoare o cheamă Liliana Dumitrana. Doamna Liliana Dumitrana și elevii din clasa a treia D de la școala gimnazială Ion Creangă vă urez tuturor și vouă și doamnei învățătoare să aveți un Moș Crăciun darnic, un Moș Crăciun bun, așa cum cred că sunteți și voi, cel puțin din felul în care ne-ați colindat, eu mi-am dat seama de lucrul acesta. Crăciun fericit! Mulțumim și vouă la fel. Noi umblăm și colindăm florile d'albe, pe Dumnezeu căutăm florile d'albe. Alergarăm și la flarăm florile d'albe, când iese la voi născut florile d'albe. Vântul dulce tragănă florile d'albe, pruncul de mileagănă florile d'albe. Vântul bate, nu răzbate florile d'albe, neaua ninge, nu-l atinge florile d'albe. Pruncul mâinile și-ntinde florile d'albe, Maica Sfântă le sărută florile d'albe. La pământ plecându-ne florile d'albe și noi sărutându-le florile d'albe. Sfânta Maica lui Iisus, rătășești în jos și în sus. N-are loc să se odihnească și Fiul Sfânt să nască. N-are loc să se odihnească și Fiul Sfânt să nască. Intră în curte la om bun și-l cadă.
la un graj de boi sosești și miezi poposești. Boii din gură suflau și pe maica o încălzeau. Boii din gură suflau și pe maica o încălzeau. Boii blânzi o încălzeau, îngerii din cer cântau. Maica binecuvânta și pe Domnul îl năștea. Maica binecuvânta și pe Domnul îl năștea. La poartă la Ștefan Godânerul Domnului boierii s-au strâns la vorbă. Da, vorba de șinie atunci Ștefan, domn prea sfânt, lerului Domnului din la rugă auzând. Pe boier care vorbeau, lerului Domnului și pe Domnul preamăreau. El pe dată s-o pleca, lerului Domnului cu boierii s-o închinat. Și cu glasul din supus lerului Domnului o mărit pe Domn Iisus. O mărit pe Domn Iisus. Alți colindători au venit în curtea școlii aici la Bucovina TV, colindători care ne-au vizitat și anul trecut în ediția specială de Crăciun. Am să te rog, Ilinca, să-mi spui cine sunteți voi. Noi suntem grupul folcloric Miorița de la școala gimnazială numărul 4, coordonat de doamna profesoară Alina Stanciu. De cât timp faci parte din acest grup? Eu fac parte de 5 ani. De 5 ani. Bănuiesc că o faci din plăcere. Cânți din plăcere și nu numai cânți, și la școală lucrurile merg bine. Pentru care mă gândesc că o să vină și Moș Crăciun anul acesta la tine. I-ai scris deja? Te-ai gândit ce ai vrea să-ți aducă? Nu încă. Nu încă, dar Crăciunul nu e doar despre a primi, ci și despre a dărui. Poate te-ai gândit ce ai să dăruiești de Crăciun? Da, chiar noi organizăm ceva pentru a dona niște lucruri pentru o familie care are foarte mulți copii și nu pot să-și permite chiar totul. Am înțeles, un lucru foarte frumos, acela de a dărui încă de la vârste mici, și nouă ne-ați dăruit astăzi în curtea școlii, colinde foarte frumoase. Vă urez tuturor un Moș Crăciun cât mai darnic. Ce-am aflat, Moș Crăciun anul acesta s-a schimbat. Că e prea bătrân și ni s-a culplit, nu mai poate să-l ridice. Și că moșul ce nou e mai frumos, e mai tânăr, înalt și musculos. Și nu-n degetea o desagă grea. Însă noi noi îl vrem pe moșul nostru înapoi. Moș Crăciun e numai, eu știu și tu îl știi. Lângă brad el ne adună ca să-i spunem poezii. Moș Crăciun e numai unul și noi altul nu dorim. Hai să mergem împreună ca să spunem că-l iubim. Nu dorim alt Moș Crăciun. Chiar acum pornim la drum ca să-l ajutăm dacă s-a cui greu. Eu și tu, tu și eu, și eu. Barba albă să-i o netezim
și toiagul de argint să-l lustruim, ca să-i arătăm cât îl așteptăm, fiindcă noi, fiindcă noi, fiindcă noi, fiindcă noi, noi îl vrem pe moșul nostru înapoi. Moș Crăciun e numai unul, eu îl știu și tu îl știi, lângă brade ne adună ca să-i spunem poezii. Moș Crăciun e numai unul și noi altul nu dorim. Hai să mergem împreună ca să spunem că-l iubim. Moș Crăciun e numai unul, eu îl știu și tu îl știi, lângă brad el ne adună ca să-i spunem poezii. Moș Crăciun e numai unul și noi altul nu dorim. Hai să mergem împreună ca să spunem că-l iubim, ca să spunem. Thank you.
copii frumoși în curtea școlii, au venit să ne colinde, copii frumoși, așa cum e și bradul de Crăciun pe care îl avem aici, așa cum sunt toți brăduții pe care îi împodobim în prag de Crăciun. Ei au venit să ne colinde, să ne cânte foarte frumos. Am să vă rog să îmi spuneți de la ce școală sunteți, în ce clasă? Noi suntem de la școala gimnazială numărul 8, în clasa 3A. Cum o cheamă pe doamna învățătoare? Pe doamna învățătoare o cheamă Daniela Pasăre. Mai e nevoie să vă întreb dacă ați fost cu minți? Ați fost cu minți? Da. Da, e nevoie să vă întreb și da, ați fost cu minți, așa-i? Da. Asta înseamnă că va veni Moș Crăciun la fiecare. I-ați scris ce vă doriți? Da. Așa, înseamnă că anul acesta Moș Crăciun va fi darnic. Voi ați mai crescut, dar cred că... Nu s-au mărit și cadourile, nu au crescut și cadourile, nu? Și așa cum îi întrebam și pe alți copii, mă gândesc că odată cu trecerea timpului învățăm nu doar să primim de Crăciun, ci și să dăruim. E adevărat? Da! Astăzi ne-ați dăruit în curtea școlii aceste colinde frumoase, ați cântat foarte frumos, vă urez tuturor un Crăciun fericit și un Moș Crăciun darnic pe măsura faptelor voastre frumoase. Crăciun fericit! Mulțumim. Aceasta a fost ediția noastră specială, ediție de Crăciun, în care ați putut urmări copii frumoși, copii veseli, copii talentați, care au venit să vă colinde, să vă ure, să-și spună povestea. Adriana Nichitean vă urează sărbători fericite, Crăciun frumos în familie și un an nou mai bun. Vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, vă mulțumesc celor care ați sprijinit emisiunea noastră în fiecare săptămână, le mulțumesc celor de la Salon Perfect Style, situat în cartierul 8 în Suceava, doamnelor Anca Accente, Maria Ciobanu și Anca Mihailov. Vă urez tuturor și vă urez un an nou mai bun!